Biblioteca județeană Ioniță Șipion Nebădescu Sălaj se mută în casă nouă după ce consilierii municipali au aprobat în această săptămână proiectul de hotărâre prin care o parte din clădirea Transilvania trece în administrarea bibliotecii. Directorul Bibliotecii Județene, Florica Pop, anunța încă din vară că odată cu mutarea, secțiile bibliotecii se vor închide rând pe rând. În această toamnă, biblioteca pe rând își va închide secțiile pentru mutare și inventariere, pentru că suntem obligați prin legea bibliotecilor, în funcție de colecțiile pe care le avem, și la noi așa este potrivit, la 10 ani să organizăm, să facem și inventarierea colecțiilor. Iar noi am hotărât că odată cu mutările, fiecare secție va fi și inventariată și apoi redeschisă pentru public. Am vrea să credem că vom reuși în această toamnă să reorganizăm fiecare secție și să avem spațiile acelea de care am dus lipsă, spațiile pentru public, pentru că vin la noi de multe ori clase întregi, vin să vizitez biblioteca și suferim că nu putem să-i primim decât așa, grupuri foarte mici. Deci în fiecare secție, în așa fel este gândită reorganizarea, încât la intrare să fie spațiu pentru a primi publicul. Și de asemenea, un spațiu special va fi pentru activități culturale în permanență, acolo se va întâmpla ceva. De la educație muzicală, pentru că așa ceva trebuie să facem, secția media, cred că știți, este foarte solicitată la noi, dar bineînțeles vom promova acele filme care sunt educative și pe grupuri de vârstă. Deci vor fi foarte multe noutăți. Pentru a face și un inventar al fondului de carte. Astfel, de luni, secția pentru adulți, care a funcționat până acum la Casa de Modă, se va muta în vechiul sediu, în clădirea Transilvania, unde a funcționat înainte de începerea procesului de reabilitare a clădirii Transilvania. Reprezentanții Bibliotecii Județene anunță cititorii care au cărți împrumutate de la secția pentru adulți că vor putea returna volumele la sala de lectură.